Бирине вам гасит ла штирилен лимба молдовенеаска, ши ята каре сынт принципалеле теме, але дитей де астэзь. Programele de investiții ale întreprinderilor din sfera monopolului natural, ridicarea nivelului de siguranță și a calității serviciilor oferite, în centrul atenției guvernului Nistrean. Ure demonstrative, excursii prin sălile de studii. La Tehnicumul Politehnic din Kamenka a avut loc ziua ușilor deschise. În tabăra de odihnă Iunos, din pădurea Mereneștilor, sunt întoi lucrările de pregătire către sezonul estival. Programele de investiții ale întreprinderilor din sfera monopolului natural, ridicarea nivelului de siguranță și a calității serviciilor oferite, în centrul atenției președintelui Guvernului Nistrean. Tatiana Turanski a audiat darea de seamă despre lucrul efectuat, problemele din domenii, la fel despre planurile de perspectivă. Securitatea energetică a nistrenilor, iată una din întrebările de bază discutate la ședința guvernului. Reprezentantul rețelelor electrice unice de repartizare a vorbit despre faptul că acum au loc lucrările de înlocuire a liniilor electrice în raionul Slobozia. În anul curent, întreprinderea planifică schimbarea transformatoarelor. La etapa actuală, toate transformatoarele procurate vor fi instalate în cele mai problematice locuri, iar cele vechi vor fi reparate. Iar întreprinderea alimentarea și evacuarea apei planifică în anul 2014 suplinirea comunicațiilor și înnoirea a 3 sonde, cât și realizarea lucrărilor de alimentare cu apă a Sloboziei. Se planifică instalarea a 2,5-2,7 km de rețea în mare majoritate a orașului Slobozia. La ședință s-a vorbit și despre reorganizarea întreprinderilor municipale de alimentare și evacuare a apei în proprietate de stat unică. Decretul de transferare a proprietății complexe a fost semnat încă în 2012, însă spre deosebire de Kamenka, Râbnița și Grigoriopol, Tiraspolul, Benderul și Slobozia și-au transferat deja întreprinderile municipale în utilizare gratuită, pentru o perioadă de doar câțiva ani. Ni передаете, ni надо. Programe vaše. Nu transferați întreprinderile, nu trebuie. Programele sunt ale voastre, banii la fel. Din contul bugetului local realizați aceste programe pentru ca locuitorilor orașelor și raioanelor să li se ofere servicii calitative. A fost atinsă și problema datoriilor pentru comunali. Spre finele ședinței, Tatiana Turanski le-a ordonat șefilor administrațiilor de stat să monitorizeze datoriile pentru plățile organizațiilor bugetare, cu scopul achitării lor pe etape în cadrul limitelor stabilite. Rectificările în bugetul republican a fost tema de bază discutată la sesiunea Sovietului Suprem. Cum sunt schimbate cheltuielile din caznaua de stat? În secvența următoare. În câteva proiecte de lege îndată s-a propus să fie majorată finanțarea. Printre primele, deputații au revăzut planul financiar pentru întreținerea Sovietului Suprem, în pofida opunerii guvernului. Prin rectificarea date se planifică majorarea fondului de achitare a muncii a Sovietului Suprem în sumă de 600 de mii. La adresa Ministerului Finanțelor mereu vin adresări cu rugămintea de a majora limitele la fondul de achitare a muncii. Actualmente Sovietul Suprem are limite suficiente, de aceea și propunem să avem o atitudine asemănătoare față de toate aparatele ministerilor și bugetarilor. Primul moment. Doi deputați au trecut în bază permanentă. Când am planificat planul financiar al Sovietului Suprem, pentru ei nu a fost rezervată suma necesară. Însă principalul este altceva. Pentru ajutorii deputaților, banii nu au fost rezervați în genere. 2-3 ani în urmă, la întreținerea Sovietului Suprem, planul financiar depășea 20 de milioane. Actualmente sunt 19 milioane. La articolele social neprotejate, spre exemplu pentru consumul de materiale, bani nu ajung pentru toate raioanele, însă deputații au hotărât să aloce 370.000 de ruble raionului Kamenka. Это касается в частности сельских советов. Мы фактически на сегодняшний день. Se referă în particular Sovietele Sătești, Rașcov, Podoima. Noi am îndeplinit veniturile la 117% și din propriile venituri finanțăm salariile și alte articole. Dar dacă e să privim situația reală, apoi alte articole practic nu sunt finanțate. Situația dată este prezentă în toate organizațiile și eu nu înțeleg prin ce Kamenka diferă de alte raioane. Conform totalurilor primului trimestru, în Kamenka au rămas limite 900 de mii de ruble. Aceasta demonstrează că în Kamenka nu sunt prezente problemele enunțate și au transferuri suficiente.
Surse adăugătoare sunt necesare pentru reparația locuințelor, consideră președintele Sovietului Orășenesc de deputați din Tiraspol. Pentru necesitățile gospodăriei comunal-locative, dumnealui propune să fie îndreptați banii care acum sunt pentru salarii. Pentru reparația locuințelor sunt alocați bani din alte surse. În afară de aceasta, sferii gospodăriei comunal-locative, statul îi acordă lesniri considerabile, au menționat la sesiune. În fine, s-a hotărât că blocurile cu multe etaje trebuie reparate, însă fără reducerea altor programe. Iluminarea, gunoieștele nesancționate și drumurile. Locuitorii satului Butuceni au avut posibilitatea să-i adreseze aceste întrebări șefului adjunct al orașului Râmnița. Strada Armatei Sovietice este una problematică în satul Butuceni. În timpul ploilor aici e o adevărată luptă cu stihia. Alla Nasulețchi spune că ograda au făcut-o înclinată, au ridicat mai sus toate ușile, dar apa oricum pătrunde în casă, inundă grădina, pierd chiar și păsările domestice din cauza dată. Когда дожди, мы должны стоять на улице с лопатами. Când plouă, ieșim cu lopețele afară și rezolvăm problema pentru ca apa să nu pătrundă în casă. Strada noastră e îngustă și se află în partea de jos a satului, de aceea toate apele se scurg în vale. În timpul când exista colhozul, era prevăzut un canal de scurgere. Zeci de ani nimeni nu se ocupă de acest canal. Locuitorii individual încercau să lupte cu apa. Făceau canalizări, presurau drumurile cu pietriș, dar totul era în zădar. Problema a fost abordată nu o singură dată. La întrevedere, reprezentanții administrației de stat au promis să soluționeze problema. În cadrul lucrului comisiei va fi studiată suplimentar situația privind locuințele și vor fi întreprinse măsuri pentru înlăturarea problemei pătrunderii apelor reziduale în casele din Butuceni. Încă o stradă este Gvardeiskaya. Starea ei la fel lasă de dorit. Este una din străzile centrale în Butuceni. În afară de aceasta, pe ea se deplasează în oraș locuitorii satului vecin Jura. Am abordat întrebarea dată și dorim în comun cu serviciile noastre să reparăm strada și să creăm condiții bune pentru transport. Sunt gropi pe unde poate fi deteriorată chiar și tehnica, ba și pe jos e periculos a merge. La întrevedere s-a remarcat că în cadrul programului de dezvoltare a ramurii rutiere, pentru întreținerea drumurilor este alocat 1.770.000 de ruble. Dar raionul Râmnița e foarte mare, de aceea în primul rând vor repara porțiunile deteriorate. La moment este creată o comisie cu participarea deputaților Sovietului Orășenesc și raional de deputați ai poporului, cu scopul depistării porțiunilor celor mai deteriorate de drum în satele raionului Râmnița. La moment, comisia și-a început lucrul. La fel, la întrevedere a fost luată la controlul șefului adjunct problema cu iluminarea și gunoiștele stihinice. Ture demonstrative prezentate de studenți, excursii prin sălile de studii ale instituției instructive. La Tehnicumul Politehnic din Caminca a avut loc Ziua Ușilor Deschise. Elevii claselor a noua din toate școlile raionului au luat cunoștință de condițiile de înmatriculare și instruire. Trandafiri din ridiche neagră și sfeclă roșie, astri din ceapă și flori din castravete. Diverse idei de decorare a bucatelor și torturilor au prezentat viitorii bucătari cofetari. Iar cei care vor deveni maestri ai lucrărilor de construcție le arătau oaspeților cum se montează plăcile de ceramică. Paralel, frizierii începători își demonstrau maestria de a coafa. Sunt impresionată de această zi, de profesiile care sunt aici. Fiecare din specialitățile prezentate o să te ajute în viață să ajungi până la țelul care îți dorești ție și este într-adevăr real să înveți, să devii în specialitatea ta, într-adevăr, prof. Astăzi, instruirea la Tehnicum se efectuează în două direcții. Studiile primare profesionale le permit elevilor să devină bucătari cofetari și maestri ai lucrărilor de construcție. Iar având studii medii profesionale, studenții vor putea lucra tehnicieni privind deservirea și reparația autovehiculelor și manager în sfera deservirii. Acum, circa 300 de persoane își fac aici studiile la secțiile de zi și prin corespondență. De la 1 septembrie 2014, planificăm să deschidem o nouă specialitate, tehnologie producției alimentării publice și o nouă profesiune muncitorească, chelner-barmen. La secție prin corespondență revenim la tradiționala pentru instituția noastră specialitate, agronomia. Baza tehnico-materială ne permite să introducem aceste inovații.
Concomitent studiilor profesionale de bază, aici se organizează cursuri în bază de contract pentru profesiunile muncitorești, deosebit de întrebate pe piața forțelor de muncă din Republică. Într-o perioadă scurtă de timp, doritorii pot îmbrățișa oricare din cele 9 specialități propuse aici. Pentru viitor se planifică să fie pregătiți și muncitori pentru uzina de conserve din oraș. Випускники нашего учебного заведения. Absolvenții instituției noastre, aproape 98% se angajează în câmpul muncii la întreprinderile din raioanele Kamenka și Râbnița. O altă parte din studenți își continuă studiile la instituțiile superioare din Nistrenie. Tehnicumul Politehnic din Kamenka este una din cele mai vechi instituții profesionale de învățământ din Republică. Curent aici vor celebra cea de 55 aniversare din momentul fondării. În această perioadă, circa 10.000 de absolvenți au îmbrățișat diverse profesii. Curent, actele vor fi primite de la 1 iunie până la 25 august. Înmatriculare se efectuează în baza concursului de atestate. În luna iunie își va deschide ospitalier ușile tabăra sportivă de asanare Iunosti, situată în pădurea Mereneștilor. Reparația a început aici încă în luna ianuarie curent. Recent, o comisie a administrației de stat a vizitat tabăra pentru a face totalurile activității la moment și a trasa planurile pentru viitor. Copacii îmbătrâniți biologic au fost deja tăiați, a fost scos de pe terenul taberei gunoiul acumulat, sunt în curs de reparație încăperile. Totuși, pentru a primi copiii este nevoie încă de mult lucru. În primul rând, are nevoie de reparație blocul alimentar. Astfel, comisia care a inclus reprezentanții ai administrației de stat, Centrul de Igienă și Epidemiologie, Direcția Alimentației pentru Copii, cercetează utilarea bucătăriei, cantina, căci peste o lună de zile este necesar ca totul să fie în regulă. În blocul alimentar avem utilaj electric, adică plitele și altele. Desigur, ele nu cer reparație capitală. Dacă vom poseda materialele necesare, ne vom isprăvi repede. Însă și căsuțele în care vor locui copiii vor fi de asemenea reparate. Vor fi schimbate geamurile și ușile, reparate podelele, vopsite panourile, căci multe au fost distruse din cauza inundațiilor dense. Vor fi reconstruite de asemenea terenul de fotbal și cel sportiv al taberei. Pentru aceasta este nevoie de a aduce câteva tone de nisip. Trezește îngrijorare mobila în căsuțele unde vor locui copiii. Toate întrebările au fost coordonate cu conducerea taberei și a Direcției Cultură, Fizică și Sport. Astfel, am întocmit planurile de muncă în conformitate cu neajunsurile din anul trecut. În timp scurt, vom lichida toate lacunele. La moment, pe parcursul unui schimb, aici se pot asana peste 200 de copii. Însă, dacă ar fi posibilitatea de a repara toate căsuțele, aici s-ar putea odihni de două ori mai mulți copii din toată Republica. Copiii echipului făcător de minuni al Maicii Domnului Arsanie Otis timp de 3 zile s-a aflat în raionul Kamenka. Icoana a trecut prin toate bisericile ortodoxe. În Kamenka ea a fost adusă din Bender. Azi va fi transmisă în raionul Râbnița. În biserica nașterea Maicii Domnului din satul Podoimița era mult aglomerat. Evlavioșii cu emoții deosebite au întâlnit icoana Maicii Domnului Arsanie Otis. Doar nu atât de des sătenii au posibilitate să îngenuncheze în fața chipului sfânt de pe muntele Afon. Suntem aici deoarece este o mare bucurie că a venit așa icoană unde ne putem închina și ne ruga pentru bună sare în familie. Să mulțumim că avem așa o ocazie deoarece suntem încă micuți și avem nevoie și de sănătate și de pace pe pământ. Foarte mult se întâmplă în lume acum. Am venit pentru că așa mare icoană, așa scumpă icoană de la Afon, am venit pentru la noi în satul nostru, pentru familiile noastre și cum noi nu putem și venim și prejim și ne închinăm la icoana asta. Noi nu ne putem duși și Maica Domnului ne aude pe noi. Icoana adusă este o copie de altar a chipului făcător de minuni al Maicii Domnului Arsanie Otis. Originalul se păstrează în mănăstirea Sfigmen de pe muntele Afon din Grecia. Aparține școlii de iconografie din Iaroslav și a fost pictată prin veacurile 13-14. Pentru o călătorie îndelungată prin bisericile Patriarhatului de Moscova, icoana a fost blagoslovită de stareții a 5 mănăstiri de pe Afon. Icoana proiehala unas... Am dus icoana prin cele mai mari orașele Rusiei, Moscova, Sankt Petersburg, Volgograd, Tiumeni. A fost în catedrală din Chișinău. Am trecut cu ea prin centrele oncologice, pe la persoanele grav bolnave. Principalul, acest chip îi consolidează pe oameni. Icoana de la Afon este făcătoare de minuni, relatează clericii. În letopisețul mănăstirii Sfigmen este înregistrat momentul salvării la sfârșitul veacului XIX a pescarului Nicolae. Și în zilele noastre sunt cazuri de tămăduire a diferitor boli. Fiecărui se dă după credință, menționează gardianul chipului sfânt.
atât la noi în biserică, cât și în raionul Caminca, nu vin atât de des aceste chipuri cu Maica Domnului, de aceea îndeosebi astăzi pentru noi, pentru creștinii de la noi din parohie, este o bucurie nespus de mare. A fost adusă această sfântă icoană pentru a ne închina Maicii Domnului, pentru a cere în scurtele noastre rugăciuni ca Maica Domnului să fie mijlocitoare pentru noi, pentru întreaga lume creștină. În raionul Caminca, icoana Maicii Domnului Arsaniotis s-a aflat de la 31 martie până la 3 aprilie. În acest timp, ea a fost dusă prin toate bisericile de pe teritoriul raionului. Câteva mii de evlavioși s-au închinat chipului sfânt, fiecare având tainicile sale dorințe. Aseară ei va fi transmisă raionului Râbniță. Atât pentru această ediție. Mai detaliat despre aceste și alte evenimente ale zilei în ediția de la ora 20:30 de minute. Iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 4 aprilie se așteaptă înnorări variabile, cu înseninări, fără precipitații esențiale. Vântul va sufla din sud-est, cu trecere în sud-vest, cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nordul Republicii plus 2, plus 4 grade, ziua plus 16, plus 18. În capitală noaptea plus 3, plus 5, ziua 17-19 grade cu semnul plus. În următoarele zile se va răci.